Avocații lipsesc foarte des nemotivat de la procese. Curtea de apel Chișinău a expediat Uniunii Avocaților o scrisoare în care avertizează că se ateste frecvent situații în care avocatul legal citat în ședința de judecată a instanței de apel sau recurs nu se prezinte la proces. Doar în luna ianuarie la Curtea de apel Chișinău au fost amânate 76 de cauze din motivul neprezentării avocatului legal citat la proces. Acest număr reprezintă doar cauzele penale amânate fără a include și numărul dosarelor Civile. Magistrații precizează că în 29 dintre cazuri au fost materiale cu privire la aplicarea și prelungirea măsurii preventive, fiind astfel afectat foarte grav dreptul inculpatului aflat în stare de arest la judecarea cauzei în regim prioritar. În scrisoare se mai menționează că amânarea examinării cauzei din lipsa avocatului are loc nu doar din cauza avocaților în bază de contract, dar și a celor desemnați din oficiu. Totodată, unii apărători nici nu informează instanța despre motivele ne Prezentării. Potrivit statutului profesiei de avocat, absența nejustificată în mod repetat de la ședințele de judecată, fără asigurarea unei substituiri legale și competente cu acordul prealabil al clientului, constituie abatere disciplinară.